Bine, aici aș vrea să mai văd ceva care eu nu am, nu știu. După ce mergem afară, nu? Ce știu ce e pe aici? Sau acum? Oameni buni, am mers acolo la magazin și erau mai multe prețuri, mai multe discount. Eu am văzut că aceeași pereche de Adidas cu altă culoare sunt mai ieftin. Și am spus brichite, că era a doua pereche care o cumpăram de la magazinul ăla, că mai cumpărasem o pereche la un preț mai mare. Și era o angajată, nu era româncă, bineînțeles, în care Brigitte îi spune: vreau perechea asta de Adidas. Și ea spune: nu avem numărul 44. Și arată lui Brigitte pe telefon că nu există numărul 44. Și cum are Brigitte ochii soacrei, îi spune: uite aici pe telefon apare 44. Ah, sorry, ne-a adus. Și eu îi spun: vezi, Brigitte, că așa poate să fie mai ieftin. Aia: nu, că e preț întreg. Bun, și făcut. Am ajuns în cameră, i-am probat și când găsesc eticheta acum, la prețul care am spus eu, era la mai mare discount, era 60%, nu mai era 40%. Am rezolvat. Și-o cerut scuze la Florin. Este ok. Ne-am întors la Valentino, că a găsit Florin diferența. Ia să vedem. Ia uite, ce asta? O să nu-i fain, nu? Nu-mi place. Nu-ți place? Ce asta? Asta nu scrie pe nimic, e aiurea. Nu. Mie mi se par prea mult 490 să dau pe o pereche de pantofi, sincer. Cam 400 aș da, dar nu, 490 e prea mult, chiar dacă am de recuperat bani. Dar ăștia ai văzut? Ea nu-i avea aici. I-ai văzut pe ăștia? Nu-i avea. Nu știu. Asta română. Pe Brigitte Pastramă. Pastramă, Brigitte. Pastramă. Năstase, Brigitte. Așa, nu știu pe care. Că... sunteți de-a noastră. Năstase. Nu, cred că Năstase, Brigitte. Da. Că eu așa cum sunt. S-a scris, așa spun. Nu, pe Năstase sunt. Așa, da, eu am crezut. Da. Și puteți să modificați din Năstase în Pastramă, că tot eu sunt. Da, m-am măritat în timp. Așa. Am divorțat și m-am mărtat. Ăștia oare aveți 44? Nu. Cât sunt, da? Cât mic a mai rămas? Of. Iar nu i-ați avut. Păi mă uit, dar pentru mine nu prea aveți. Bine. Aveți ceva pentru mine? M-am uitat mine? Pentru mine, iar eram la două perechi de aici, deci nu știu. Dar cum e tricoul ăla roz, de exemplu? Da. Aveți și cumva pe alb sau pe negru? De n-aveți, nu? Am, nu. Pe negru am un larg decât. Care? Ceva mărim? Negru. Ne-arta, cu, păi... cu... dar era și ieri aici, cred că ați văzut. Ăla mare, gros, nu. Ăla, da. Nu. E larg ăsta, nu? Dar ca ăla, nu ăsta. Nu, ăsta nu e. Nu e asta. Nu. Nu ăsta, nu Dreamer, nu? Ca ăla roz. La femeie, asta de la colecția. Eu zic că pentru el. Pentru nu aveți așa, de bărbați. N-ați primit, nu? N-am primit. Nu aveți tricou. Am primit numai ce am primit acum, încălțăminte de femeie, ce am primit, ce e deja expus și niște genți de femeie am mai primit. Nu că genți nu pot, de Hermes. Da. Na. Ies nu erați aici. Da, am fost, dar chiar atunci cred că am plecat. Da? Am sunat după aia colegii. Da, că ați fost aici. Și da, dar n-am fost, am fost plecată deja. Am venit odată, am luat prima pereche negri, da. Am întors înapoi, i-am luat pe ăștia și dimineața când am probat, zic, mă, că și am zis de lui Brigitte, zic, bă, ăștia sunt la reducere, că am fost acolo. Da. Nu, că nu știi, tu nu mai vorbi tu. Da, nicio problemă, îmi cer scuze pentru... Dar eu am văzut nu e problemă. Și era fata aia nouă, știi, care prima oară a zis că nici nu există, că 44. Și a zis, Brigitte, cum? Și arată pe telefon, uite că scrie aici. Da. Ah, sorry. Da. Dar nu contează. Ce mai aveți 44? Adică pentru mine. Păi, arătați-mi ce vă place și nu uitați ce mai mi-am. Păi nu știu, că pe ăștia am. Pe ăștia am, adică am. Nu mai am decât nimic, eventual nimic. Asta vă place? Da, păi asta te-a întrebat Brigitte. Da, nu mai am. Ia vezi, 43,5, 44. Ce a vi s-a potrivit 44? Da, 44. Păi nu, că mai am de colecția nouă. Adică, când erau prețul întreg ăștia. Păi am. 44. Am și pe albastru așa. Păi am așa pe albastru. Vedeți, 44. Ați văzut micuiere, Elin? Să ai un clasia. Sau așa? Thank you.
care au sosit. Ia, vedeți ce aveți 44. Asta e foarte ușor, nu știu dacă vă place margherita, e foarte ușor. Deci, păi degeaba, dacă nu aveți 44, ia vedeți. Adică să... Acum depinde și de ce vă place, că na. Păi le-am cam exclus. Acele două ar mai fi de sus, dacă vă place. A, nu, căsat, dar și nu. Nu, de toată ziua vreau ceva. Da, atât. Păi nu am ăștia luat să luam, că eu m-am uitat la mine. Da. Deci aia negri am luat, am luat pe ăștia. Și ați văzut modelele astea noi, care nu pot. Nu, păi tocmai mic ăsta. Uh-huh. Eu am oricum 20 ceva de perechi. Da. E mai dificil să cumpăr o... În momentul în care se schimbă doar culoarea pe clasice, că eu nu port decât clasice, și așa de vară. În outlet e mai greu cu culorile clasice, știți? Nu, modele clasice. Da. Cu culoarea apar tot timpul noi. Da. Dar adică gen, că... eu 50% mi l-am luat din Italia, de la outlet. Da, în Italia l-au colectat. Da, mult au. Mult mai mult. Acolo am și 10% la cât de clientă sunt. Pe lângă prețul ăla îmi dau tot timpul 10% au discount. Au multe. Mi-am luat și din astea cu Swarovski. Multe, 50% dintre... Nu chiar, dar mi-am luat tot din... Ei au colecție mai mare, unul la mână, că sunt magazinele mult. Bravo. Noi am deschis abia în Italia, acolo la 90 de piață. De acolo mi-am luat 50% dintre sandale și 2-3 perechi de pantofi de acolo. Poftim? Au făcut magazinul nou, au renovat. Nu. Nu ați fost încă? Nu. Da, s-au mutat, au făcut de un an și ceva n-am fost. De când cu pandemia n-am mai fost. Acolo. Da, am văzut ceva poze, ok, da. O să mergi pe acolo atunci. Cum facem atunci? Banii, înapoi, da, mulțumesc mult. Păi nu, că nu prea aveți opțiuni. Am crezut că ăla e cu toc mai mare, dar nu, e cu toc mic, eu așa îmi doresc. Ăia, da, am pe gri, adică seamănă mult cu ce am. Propriu zis, vreau... Sincer, nici nu vindem foarte mult din colecția de bărbați. Și de asta avem mai puțin. Dar noi cam dacă eu mă îmbrac cu, dacă eu mă calc cu mare, eu trebuie să-și așa ceva. Și de asta avem, da. Avem, na. Avem multe, eu am 20 și de perechi. Aici n-am galben, n-am găsit încă, i-am pierdut pe aia galben cu liniuțe. Păi nu pe outlet, pe normal. Da. Galben n-am, sunt unii și Valentino care nu i-am. În rest am tot. Ceea ce m-a șocat pe mine aici în Austria a fost faptul că sunt foarte mulți români care muncesc. Doamna care este manager la magazinul de pantofi este româncă și chiar tot magazinul m-a găsit pe mine pe Instagram și mi-a dat urmărire. Probabil doamna manager de la acel magazin le-a spus că avem reality, că suntem faimoși. Și au venit toate fetele la mine foarte drăguțe, mi-au dat și bani înapoi și au cerut și scuze. Adică chiar am fost plăcut impresionată. I'm your follower. Yes. It's Brigitte. Yes. No. Here. Brigitte, that is. Ce-a dat follower. Yeah. It's Brigitte. Uh-huh. Yes. Yeah. This is you, huh? You. No, you. You don't need my humble. He don't speak English. He don't speak English, yes. No, zicea Iurea. Da. Nu, mi-a arătat poză cu mine. We have a reality in Romania, you know, like... Mi-a arătat poze, Brigitte, mi-a arătat poze cu mine la tine pe Insta. Yeah. Iată că sunt eu. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Da, mulțumesc. Florin, mulțumesc. Nu e problemă. Mersi. Am crezut că poate nu o să se rezolve. Nu. Mersi din inima. Two years. El a găsit bonul în pantof când s-a încălțat. Vă mulțumesc din suflet. Și noi vă mulțumim. Spre norocul nostru, când am fost acolo, toată lumea o cunoștea pe Brigitte. Ne-a arătat pe telefon. Brigitte, mi-a arătat mie. Brigitte. Zic, da, my wife. Zic, soția mea, eu mândru. Ea mea. Și între timp cât stăteam de vorbă cu angajatele, a trebuit să vină managerul să ne dea banii înapoi. Sau Brigitte să-și cumpere altceva. Nu i-a plăcut lui Brigitte altceva. Și când vine managerul, ce credeți, oameni buni? Era româncă. Și aia, bineînțeles, că ne cunoștea, ne urmărea și a venit la Brigitte și a vorbit cu Brigitte și a oferit. Mai doriți ceva? Nu? Am fost așa de fericit să vedem că managerul este româncă și să ne pună cum ar veni tot magazinul la picioare. Ne-a dat banii înapoi, mulțumesc lui Dumnezeu și am plecat.